Duminică, la Teatrul Victor Ion Popa din Bârlad, a avut loc o impresionantă manifestare dedicată aniversării a 166 de ani de când romii au fost eliberați din sclavie, după mai mult de 5 secole de robie în principatele române. Din 2011, prin lege, 20 februarie este marcată în România ca Ziua Dezrobirii Romilor, cu scopul de a aduce în lumină o pagină de istorie nu îndeajuns cunoscută și cercetată. La manifestarea organizată de filiala județeană Vaslui a Asociației Partidei Romilor Pro-Europa, au fost prezenți reprezentanți ai romilor din comunele și orașele vasluiene, dar și președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, deputații Cătălin Manea, Partida Romilor, Adrian Solomon și subprefectul Dorin Apostu. Simpozionul dedicat momentului a fost deschis de Bobby Brăteanu, liderul Asociației Județene Vaslui a Partidei Romilor. Ne-am întâlnit astăzi pentru a ceva dezrobirea romilor. Și cu asta vreau să fac o trecere în revistă că romii noștri au fost robi cel puțin 500 de ani, 500 de ani după cele scrise, iar timpurile prin care au trecut au fost foarte dezastruoase. Pentru noi, minoritatea romilor din România, este un moment de referință în istoria minorității rome, în istoria existenței noastre în spațiul românesc. Astăzi, 20 februarie, se împlinesc 166 de ani de la ultimul act al dezrobirii romilor, respectiv de la legiuirea emisă de către domnitorul țării românești, Dimitrie Barbu Știrpei, la 20 februarie 1856. Au rostit alocuțiuni și invitații de onoare la manifestarea prelejuită de aniversarea 166 de ani de la dezrobirea romilor din Principatele Unite. Dar am văzut că însăși conducătorii națiunilor acum nu mai vorbesc cu cetățenii, vorbesc cu românii, cu adică se adresează românilor. Eu cred că un conducător al unei țări cum e a noastră se adresează cetățenilor români, că nu sunt numai români acolo, sunt și etnici romi, sunt și romi, sunt și sârbi, și bulgari și tot așa mai departe. Și atunci lucrul ăsta este doar întâmplător sau cumva e o șmecherie așa ca să-i prostești pe toți. Eu parcă aș fi mai înclinat să cred treaba asta. Și noi să fim cetățenii atenți, vigilenți și păstrând specificul, ceea ce este bun din specificul nostru al fiecăruia, să avem deschiderea asta și însăși faptul că suntem prezenți aici ne arată că în societatea de astăzi este deschidere pentru un asemenea lucru. Pentru că într-o duminică, la ora 2, cum poate nu venea nimeni la teatru, noi stăm aici așa și vorbim despre lucrurile astea. Și pentru că e un prilej, aș zice eu, care, lăsând la o parte ceea ce a fost în urmă, a fost un element de progres și, să zicem, un element pozitiv de dezvoltare a societăților și a societății românești și a etniei romilor ca atare. Nu-mi rămâne decât tuturor să vă doresc multă sănătate, să vă felicit și cu prilejul acestei zile și cât om putea și să ne întâlnim de fiecare dată, să ne reamintim lucrurile astea rele ale trecutului și să punem o leacă de bază pentru cele bune ale viitorului. Și dacă o să putem și transmite celor mai tineri decât noi ca să facă și ei treaba asta împreună, mulți ani după ce nu vom mai fi noi ăștia din generațiile mai vechi, atunci înseamnă
că menirea noastră a fost dusă la îndeplinire. Mulțumesc foarte mult! Astfel că a ajuns trendul în România, în țările române s-a făcut această legislație, s-au dat și despăgubiri proprietarilor de sclavi, de rob țigani, dar nu s-a gândit nimeni să-i despăgubească pe ei pentru zecile de ani pe care le muncise la stăpân. I-au eliberat și i-au lăsat fiii ploii. Nu le-au dat nimic, niciun drum în viață. I-au obligat să se stabilească în sate. Dar nu le-au dat 5 lei să aibă de pâine sau de apă până când își va face rost de gospodăria sa proprie. Iar lucrul ăsta a dus la păstrarea unei stări de dependență economică în continuare față de vechii proprietari. Fie că era recunoscută sau nu, dependența, robia economică a rămas pentru mult timp generații la rând. Și o să încep cu Teaven, Bactalen, Lomale, Tedaltumen, Odel, Bact, hai, Sastibe. Este salutul dumneavoastră, pe care eu îl respect foarte mult. Eu, față de colegul meu, domnul Răducanu, am un alt salut, Traizes Sorinel. Și, în primul rând, sunt onorat că sunt prezent astăzi alături de dumneavoastră la acest eveniment important. E bine ca de multe ori sau de fiecare dată când avem posibilitatea să nu uităm aceste lucruri prin care comunitatea dumneavoastră a trecut de-a lungul istoriei și să nu ne mai întoarcem niciodată înapoi și să mergem numai înainte, având o colaborare bună între toți cetățenii României, așa cum, după cum spunea și domnul deputat Solomon și domnul deputat Manea, statul român acordă, încurajează și susține educația. Dumneavoastră aveți reprezentare în toate forurile instituționale, ceea ce nu ne rămâne decât să vă urăm sănătate, sănătate multă pentru că este nevoie și abia aștept să ne vedem cât de curând, tot așa, într-o formulă frumoasă. O după-amiază plăcută, vă mulțumesc! Și tot timpul această sărbătoare de când a fost marcată de către noi și de către dumneavoastră și asta este un lucru mare, pentru că noi toți nu trebuie să uităm despre această dată, despre 20 februarie 1856, moment în care s-a făcut dezrobirea rodurilor. Au vorbit antevorbitorii mei despre partea istorică a acestei date, acestui eveniment și au spus atât de multe lucruri încât am ajuns la o concluzie, că știm cu toții că astăzi în întreaga Uniune Europeană sunt aproape 6 milioane de romi. Atât sunt în Uniunea Europeană, în toate statele din Uniunea Europeană, cu aproximație, bineînțeles, dar, din păcate, să știți că 70% din abandonul școlar din România sunt persoane de etnie romă. Pentru că într-o societate, cărămida de jos a societății reprezintă educația, haideți cu toții să sprijinim copiii de etnie romă pentru a avea acces la educație, pentru a merge la școli, pentru a fi educați, pentru că în felul acesta o nație sănătoasă o putem face prin acest lucru. Intervenția au venit și din rândul participanților prezenți în sală. Limba româniei, după aceea să vă simțiți jigniți, că avem în față un prezidiu foarte onorabil pentru județul Vaslui. Am ascultat istoria romilor. Dar să trecem la viața asta noastră contemporană, în ziua de astăzi. Trecutul ca trecutul, viitorul urmează.